Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți miri, distinși nași, dragi muntași, iată-ne cu ajutorul Bunului Dumnezeu într-un moment de bucurie duhovnicească, bucurie izvorâtă din prezența, în seara aceasta, a doi tineri frumoși, Sorin, Florin și Ancuța, care au venit înaintea lui Dumnezeu, aducând ca un dar de mare preț, ca pe o ofrandă, dragostea pe care și-o poartă, pentru ca aceasta să fie binecuvântată de Dumnezeu. Și cred că în același timp au venit în Sfânta Biserică pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru darul pe care l-au primit în persoana celuilalt. Dumnezeu i-a adus împreună și noi nădăjduim ca prin rugăciune și prin binecuvântare drumul lor să fie un drum frumos, un drum plin de lumină și plin de bucurie duhovnicească. Iubiților, este taina în care unul și cu unul fac unul, pentru că ați intrat două persoane distincte și plecați o familie creștină. Momentul poate cel mai important a fost acela în care am așezat cununiile pe capetele celor doi și când am spus cunună robului Dumnezeu, Florin, Sorin, cu roaba lui Dumnezeu Ancuța, la fel de bine puteam spune, se încununează robului Dumnezeu Sorin cu roaba lui Dumnezeu Ancuța, pentru că de astăzi cununa lui Sorin este Ancuța, cununa Ancuței este Sorin. Iubiților, am înconjurat Sfânta Evanghelie pentru că acest gest simbolizează faptul că ceea ce se găsește în Sfânta Evanghelie, Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie centrul vieții dumneavoastră. Iată, ați avut alături de dumneavoastră, pe nașii dumneavoastră, care de astăzi vă sunt părinți duhovnicești și lumânările aprinse simbolizează tocmai flacăra credinței, ce trebuie să vă lumineze viața și nașii dumneavoastră sunt cei care vă vor fi alături în orice moment din viață cu un sfat, cu o rugăciune, în așa fel încât drumul dumneavoastră să fie un drum luminat și un drum plin de bucurie. Vă felicităm și vă dorim ani plini de bucurie duhovnicească, plini de lumină, având mereu alături de toți cei dragi. Amin. Still in need, we hunger.